și lucruri care fac să te miri. Faptul că a fost văzut plecând, dispărând și apărând. Faptul că le spunea unor oameni anumite lucruri pe care alții nu le știau. Eu personal am avut fericirea să cunosc pe un bătrân de 78 ani, prin anii 95-96, un oarecare domn Rudi din Făgăraș, un om excepțional, care mi-a povestit o întâmplare reală, trăită de el cu prietenul lui. Era înainte de al doilea război mondial și s-au dus amândoi ca doi flăcăi să-și ia rămas bun de la părintele Arsenie, deci el este autorul acelei întâmplări. Da, da. Și zice să că pe el nu l-a băgat în seamă, i-a spus, hai pleacă că am treabă, pe celălalt l-a îmbrățișat. A trecut o vreme și când s-a dus data viitoare Rudi, ăsta care trăia în 96, i-a zis așa, părinte, sunt un pic supărat. De ce pe celălalt l-ați îmbrățișat și ați vorbit frumos cu el și cu mine? Nu. Știam că el nu se va mai întoarce de pe front. Și acela nu s-a întors, a murit pe front. Da, da, da. După aceea, dânsul a stat o vreme la mănăstirea sau biserica Drăgănesc, undeva în București, unde este și o pictură din asta foarte aleasă, specială. Unii o controversează, că apare Ulfi, că era arian. Bine, de la păgând la arian e un pas, că semerieni au fost și în timpul Vasile cel Mare, și după Vasile cel Mare, și în timpul lui Antonie. Deci au fost mari controverse, nu e o problemă. Și astăzi, dacă îi luăm pe adventiști și penticostali, și pe baptiști, ei tot semerieni, pentru că ei zăpăcesc dogma treimii. Pentru ei Iisus Hristos e Mântuitorul, Dumnezeu e ceva separat, Duhul Sfânt e ceva separat, Fiul care e răscumpărătorul e ceva separat, au niște aiureli prin dogmă, nu au o dogmă precisă a Sfintei Treimii. Și băiatul ăsta care face filmul, l-o fi chemând pe el Solomon, țin un singur minte nume, parcă am auzit ceva în genericul ăsta, el, de fapt, vrea să speculeze și filmul pune baza pe ideea de prostire a societății. Asta vrea să scoată în evidență. Eu asta am văzut. Că vrea să arate că lumea cumpără poze, brelocuri, cărți, învățături, chestiuni. Și chiar este ceva acolo de secvență în film că cu chinezăriile prostim populația sau cam ceva de genul acesta. Acum, pe mine nu mă interesează că fiind mort părintele Cleopa și trecut în veșnicie, cei din urmă au venit și au umplut de cărți, de icoane, de fotografii. Ăsta e brandul. Dacă se vinde, să fie sănătos. Corect ar fi ca mănăstirea Sihăstria să deschidă la Osim, sau dacă așa se cheamă locul, da, 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 un brand unde să spună clar, părintele Cleopa Ilie Arhimandritul, preotul, duhovnicul și învățătorul, și nimeni să n-aibă dreptul să folosească fotografie sau breloace sau din astea, decât dacă ele să se găsească, dar să fie sub patronajul, da, mănăstirii, da, da, Sihăstria, că acolo a aparținut părintele Paisie, părintele Anihie, părintele Cleopa. Mă rog, asta e o chestie de lege, eu ce vorbesc acum, nu că trebuie să Sihăstria să ducă să facă treaba asta. La părintele Arsenie, pentru că el a reînviat în inima poporului, deși a fost astupat de comuniști cu mult pământ, să nu se știe despre el cine este sau ce a lucrat, amintirea și evlavia poporului, noi știm așa câteodată, așa se spune, că vox populi, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? Trebuie să fim atenți la următoarea chestiune. Poporul n-a făcut prezentă sau vie imaginea părintelui Arsenie Boca pentru branduială, pentru bani, pentru afaceri, că s-au găsit oameni deștepți și vor ei să facă, e treaba lor, nu ne privește pe noi treaba asta. Dar asta nu înseamnă că părintele Arsenie Boca este vinovat cu ceva, că unii pun în gura lui vorbe adevărate sau neadevărate, că unii vând poze sau nu vând poze, că unii vând icoane sau nu vând icoane, că unii vând marfă, marca Arsenie sau altceva. Pe noi ne interesează că acest duhovnic a existat, iar Marele Mitropolit Antonie Plămădeală, cărturar al Ardealului, cel care a condus mitropolia întregită a Ardealului, când nu era și Clujul separat ca mitropolie și ținea de toți, de Sibiu, de Mitropolia Mare, el a fost contemporan părintele Arsenie Boca. Ei s-au călugărit odată cu Serafim Popescu, cu Dometie Manolache, mari oamenii bisericii, și cu părintele Arsenie și cu Antonie Plămădeală. Între timp au venit epurările rugului aprins,
Acești părinți s-au împrăștiat, iar mănăstirea Prislop a rămas cu acea maică Zanfira, care are 100 de povești controversate și niciuna nu știm care e plauzibilă, pentru că dânsa a fost stareță și după Revoluție în mănăstirea Prislop și a condus acolo un sobor de maici și eu cred că în momentul în care ar fi avut o viață mizerabilă și controversată, nu i-ar fi permis mitropolia să conducă o mănăstire. Odată, i s-a pus în spate acest amantlâc cu părintele Arsenie Boca, dar care nu are în spate un suport concret, nicăieri. Sunt tot invenții și dacă vrei să murdărești ceva, îl poți murdări foarte... Nu-i greu să te murdărești, mai greu e să te curăți. Uh-huh. Și atunci s-au scris tot felul de lucruri și de speculații. Am auzit și o variantă care nu știu cât e de plauzibilă, am auzit și o variantă care aș crede o plauzibilă. Niște ucenici apropiați ai părintelui, căreia părintele le-a spus cum să-i facă crucea, cum să-i facă mormântul, tot. Iar o altă variantă în care dânsul, stând acolo în casa de la Sinaia, fiindcă era exclus din monahism și dat la o parte, cunosc și un simplu dialog mai dur între doi Arsenie, pentru că, să vă spun, vârfurile în teologie se pot respinge plus cu plus, dar nu se pot atrage neapărat în mod constructiv fiecare în rândul cetei sale. O întâlnire cu părintele Arsenie Papacioc, cu Dobrogeanu nostru de la Constanța, care l-ar fi întâlnit în viața domniei sale pe părintele Arsenie și a zis: întoarce-te, părinte, în mănăstire și fă ascultare de biserică sau cam ceva în genul acesta. Și părintele Arsenie, acesta despre care vorbim, Boca, a spus așa: ei, dar dacă te-ai născut dumneata Arsenie cel nou, o să substitui și lipsa mea, în cât nu sunt eu. Ei, și acela, părintele Arsenie Papacioc, s-ar fi simțit un pic ofensat. Și multă vreme a rămas așa o enigmă sau, dacă vreți, un pic de alergie între cei doi Arsenie, care unul s-a dus în treaba lui la pușcărie și în lumea laică, pictor acolo în biserica din Drăgăneț, și celălalt ca duhovnic. Deși amândoi au fost urmăriți de securitate, deși amândoi au făcut pușcărie, deși amândoi au fost închiși, deși amândoi au pătimit. Dar asta nu înseamnă că cei doi n-au lucrat pentru aceeași biserică și pentru același Dumnezeu. Ăsta este individualismul la români. Părintele Arsenie era ardelean și cu o viziune de altfel. Părintele Papacioc era de ăsta român, cum se cheamă, din Dobrogea, din Cadrulater, Popa Anghel. Și era și el altă ambiție macedonă, mai aprigă. Și atunci, automat, sigur că două caractere tari nu încap pe aceeași teacă. Dar asta nu înseamnă că nu se completează sau nu se complementează.